Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale anunță că fondurile disponibile prin submăsura 4.1 investiții în exploatații agricole pentru sectorul vegetal și pentru zona montană au fost epuizate în primele 5 zile. De menționat că este a doua etapă de depunere a sesiunii stabilite pentru anul în curs. De asemenea, au fost solicitate integral și fondurile alocate sectorului vegetal aferent pentru solicitanții din arealul Delta Dunării. Numărul mare de cereri de finanțare pentru sectorul vegetal arată nevoia reală de investiții în tehnologizarea agriculturii în toate zonele țării. Este evident că fondurile disponibile sunt insuficiente pentru a acoperi tot necesarul de tehnică agricolă din țara noastră, dar, cu toate acestea, reprezintă un ajutor considerabil pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii românești, a precizat directorul general AFIR, Adrian Ionuț Chesnoiu. Pentru submăsura 4.1, sector vegetal, AFIR a primit online, în sesiunea din acest an, 1163 de solicitări de finanțare, în valoare totală nerambursabilă de 456,8 milioane de euro. Alocarea financiară disponibilă pentru sesiunea anuală de depunere a cererilor de finanțare a investițiilor la nivel național în sectorul vegetal a fost de 79 de milioane de euro. Solicitanții de finanțare pentru sectorul vegetal Delta Dunării au depus pe pagina de internet a AFIR 123 de cereri de finanțare în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro. Fondurile alocate pentru acest tip de investiții care se adresează solicitanților de finanțări din zona Deltei Dunării au fost în valoare de 16,5 milioane de euro. Totodată, solicitanții de fonduri pentru investiții în exploatații agricole din zona montană au depus online 78 de cereri de finanțare în valoare totală de 47,5 milioane de euro. Precizăm că pentru zona montană aferentă sub măsurii 4.1 au fost alocate doar 14 milioane de euro. Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii anuale s-a oprit înainte de termenul limită prevăzut în anunțul de lansare, pentru că valoarea publică totală a proiectelor depuse, cu un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate, a depășit 200% din alocare.